Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Mi-a influențat cel mai mult tehnica vocală Celine Dion, clar, de departe. Îndrăznesc să spun că are o voce mai bună decât Celine Dion. Oh, no. Mai puternică și mai bună. El desiderio che just Raluca, tu trăiești exclusiv din muzică și din elementele conexe pe care aceasta ți le pune la dispoziție. Iar tu, Vlad, ai aglutinat, ai îmbinat muzica cu zootehnia. Da. Cum vă descurcați? Soniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno ha l'amore suo vicino, simbolo di pace, di fratello. Bună seara, dragi prieteni! Sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oameni și Păreri! În această seară am bucuria să am ca invitați doi mari artiști ai muzicii românești, două nume prestigioase care fac cinste acestei țări. S-au întâlnit pe portativul vieții ca să ne redea prin cântecele lor speranța și bucuria de a trăi. Au fost hărăziți de Dumnezeu cu mult talent și pentru că nimic nu este întâmplător, ei știu că au o menire pe acest pământ și un mesaj de transmis. Privindu-i, am să mă opresc sperând la fiecare. Ea, de mică, îndrăgostită de cântec, cu voce-i fermecătoare, încânta pe oricine o asculta. Debutul în carieră a fost de la început scânteitor. Urmărind-o pe traseul ascensiunii, în anul 2000, era deja pe culmea succesului, făcând parte din trupa Angels. Deși ridica săli în picioare, se întorcea în culise cu un gust amar. Simțea că îi lipsește esențialul. Succesul nu o mulțumea deloc, voia mai mult. Își dorea un public care să plece transformat de la concert, cu un mesaj în suflet. S-a retras în plin succes ca să-și găsească adevărata chemare. În tot acest timp al căutărilor, flacăra muzicii ars neîncetat în cămăruța ferecată a sufletului ei. A descoperit adevărata fericire în a duce pe lume 5 copilași care au dat cea mai frumoasă culoare a vieții. Așa a putut să experimenteze răbdarea, blândețea și altruismul. S-a dedicat cu totul creșterii lor, ea însăși renăscând de 5 ori. La momentul potrivit, a lăsat ca flacăra muzicii să ardă din nou. Dar numai atunci când a avut revelația descoperirii unei altfel de muzici, muzica sufletului ei. Cândva cineva i-a spus, dacă nu poți opri un râu care curge, atunci schimbă-i direcția. A reapărut la Cerbul de Aur cu piesa Oameni, luând premiul special al juriului. De fapt, era premiul mult așteptat pentru că revenise pentru oameni. Acum să trecem și la el. Încă de mic sălășluia în făptura minunată acest mare har de la Dumnezeu, o voce foarte frumoasă. Numai că, fiind un copil rușinos, nu lăsa să se întrevadă acest lucru și mult timp și-a ascuns talentul. Numai că la momentul potrivit, mama este cea care îl determină să cânte și să arate ce poate. Visul ei cel mai mare era ca fiul ei să devină tenor. Copilăria și-o petrece la bunici înconjurat de păsări și animale. Aici viața avea farme și se simțea în elementul lui. Anii au zburat și iată-l pe băiatul nostru, având o ascensiune rapidă. Talentul începea să se reverse ca un fluviu și menirea lui pe acest pământ era să cânte și să bucure oamenii. În 2002 câștigă festivalul de la Mamaia la secțiunea debut. În 2008 reprezintă România la Eurovision alături de Nico cu piesa
pe o margine de lume. Abordează în egală măsură muzică de operă și ușoară. Evoluează pe cele mai mari scene din țară și din străinătate, unde vocea sa inconfundabilă ne-a făcut mândri că suntem români. Are o personalitate complexă, iubind viața și valorile ei și mai ales iubindu-L pe Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, avem bucuria să fie împreună cu noi Raluca Angel și Vlad Miriță. Bine ați venit și revenit la noi! Bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit, bine te-am găsit, Laura! A fost o introducere superbă, cred că printre cele mai frumoase pe care le-am avut. Mi-a plăcut metafora cu portativul vieții. Mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte atât de frumoase și ascultându-te, cel puțin eu, îmi derulam în minte filmul vieții de până acum. Și deși mi se pare că s-a întâmplat totul foarte repede, dacă stăm să dăm pagină cu pagină, de fapt vedem că s-au adunat totuși niște ani. Eu anul ăsta împlinesc 20 de ani de la debut. Raluca are un pic mai mult, că ea dinainte. Eu în 2002 am debutat și Raluca în 2000 sau în 90. Da, într-o Angels. 2000, da. Iată. Raluca, mai noi ne-am mai revăzut, da? E a doua oară când vin aici, dar de data aceasta am venit cu întăriri. Da. Așa că eu știam cât de frumos vorbești. Pentru tine a trebuit să mă documentez suplimentar. Într-adevăr, pe Raluca o știam foarte bine din emisiunea anterioară și am observat un punct comun, un element comun. Numitorul de care vorbesc comun este mama pentru amândoi, catalizatorul în devenirea voastră, atât la Raluca cât și la tine. Acum noi ne descoperim, știi, și mai mult intervenirile acesta. Da, așa este. Mama, cel puțin la mine, a fost totul în ceea ce privește muzica. A mers cu mine de micuță, m-a luat de mână și mă ducea pe la toate festivalurile, pe la compozitori importanți, la domnul Cornel Fugaru, la domnul Marius Țeicu. Ea era tot timpul lângă mine, trup și suflet. Parcă nici nu respira atunci când cântam, știa și când respir și când iau o notă, nu știu ce acută, nu știu ce gravă, știa tot. Mama era peste tot prezentă. Și mama n-a fost chiar peste tot prezentă, în schimb, de ce și-a dorit ea foarte mult să mă apuc de cântat? Pentru că anii în urmă, nu știu, 30 de ani în urmă, sau mai bine, ea lucra la o bancă, era Banca Agricolă, putem să spunem că nu mai există, și banca respectivă sponsoriza festivalul Crizantema de Aur de la noi, de la Târgoviște, renumitul festival de romanțe. Și în afară că sponsoriza festivalul, ajuta și prin detașarea personalului, unei mici părți din personal, pentru organizarea festivalului. Și mama, vreo 3 sau 4 ani la rând, a fost în staff acolo, ceva secretariat, nu știu ce făcea ea pe acolo. Și a reușit să-i cunoască pe maestru Florin Georgescu, tenorul nostru, marele maestru, care peste ani mi-a devenit destul de apropiat și pot să-l numesc prieten. L-a cunoscut pe regretatul Dorin Teodorescu, renumitul tenor de la operetă, pe a cărei fată peste ani de zile am cunoscut-o la operă. Era o obișnuită a spectacolelor de operă, frecventa și venea destul de des să vadă spectacole. Este medic cardiolog. Și pe maestru Tudor Gheorghe l-a cunoscut. Și ea, stând așa cumva în atmosfera asta, în inima ei probabil a încolțit această dorință, poate și băiatul ei într-o zi să ajungă să facă, să dragă. Și, dar nu știa dacă e cazul, pentru că nu știa dacă am date pentru așa ceva. Și a aflat într-o zi, când am ajuns acasă după ora de religie, eu eram un copil mai năzdrăvan așa pe atunci și nu prea aveam cu ce să mă laud acasă. Adică mama mergea la ședință și venea supărată de fiecare dată. Caz portabla, că nu știu ce am mai făcut.
Și acum, la ora de religie, am fost remarcat și apreciat, pentru că s-a părut profesorului de religie că am voce și că am respectat linia melodică, am cântat troparul învierii. Hristos a înviat din morți. Și eu, mergând de copil la biserică cu bunii, cu bunicuțele, care păstrau așa tradiția, și mie mi-a rămas linia melodică. Și atunci când m-am pus să cânt în clasă, am reprodus imediat. Și ce, dar tu ai voce frumoasă, uite, te-ai gândit, nu vrei să urmezi cursurile la seminarul teologic, pentru că acolo căutăm cu voce frumoasă și nu știu ce. Aia, nu trebuie seminar, dar mi-a plăcut că m-a apreciat. Și atunci i-am spus maică-mi acasă, uite, am fost și eu apreciat la școală pentru treaba asta. A fost prima recunoaștere. A fost prima, da. Și atunci ea, când a auzit, imediat, pac, cu crizantema, cu ce i-a încolțit în cap acolo... Și n-am scăpat de ea până nu m-a dus la școala de artă, mai scurt așa. N-am scăpat de ea până nu i-am cântat, că n-am vrut să-i cânt. I-am spus, păi, ți-am spus ce mi-a spus la școală, nu trebuie să-ți cânt acum. Crede-mă că așa mi-a spus și zice, nu, nu, dar cântă-mi să te aud. Nu scând nimica. Ba, s-a chinuit vreo 3-4 luni să mă convingă să-i cânt ceva. Și pe aceea s-a interesat ea la școala de artă, directorul de atunci al festivalului era și directorul școlii de artă și s-a dus ea pe acolo, a intervenit, domnul director, am și eu un băiat, cum fac mamele, știi? Neapărat să-l asculte cineva, și așa am început acolo cu insistențele ei, m-a dus la doamna profesoară Mariana Luca de la școala de artă, era cea mai bună, zice, vreau la cea mai bun profesor, profesoară, zice, să-l asculte. Și așa am început. Marele noroc a fost că m-am prietenit cu colectivul de la școala de artă, cu ceilalți elevi, era și un cor acolo, și împrietenindu-mă cu acești băieți care erau, culmea, teologi, deci m-a remarcat un profesor de religie, n-am vrut să mă duc la seminar, dar totuși am ajuns să mă apropii foarte mult de acești băieți care astăzi sunt prieteni foarte buni, în continuare am păstrat legătura și suntem destul de apropiați. Și am făcut un grup coral și am cântat și în corul de acolo și așa a început tot, datorită mamei care a vrut neapărat și a speculat acest moment. Mamele au un curaj fantastic și mama mea era efectiv debordat de curaj. Nu știu de unde își lua puterea aceasta. Ea știa că dacă trebuie să ajung și la maestru Adrian Păunescu, făcea cumva să facă treaba asta, da, și l-a sunat, nu știu cum a luat legătura cu dumnealui și chiar prima mea apariție la televizor a fost la domnul Adrian Păunescu, când era la una dintre televiziuni. Nu știu de unde a avut atâta forță și ambiție, ea era practic motorul din spatele meu. Unul dintre cuvintele cheie care v-ar descrie activitatea ar fi colaborarea. Formați un duet. De câți ani colaborați? Cum v-ați apropiat și ce vă leagă? Eu am simțit, nu știu, după ce am renunțat la muzică, uite, îi fac acum mărturisire în direct, de fapt nu în direct, așa, am simțit că la un moment dat, dacă mă voi reîntoarce în muzică, aș vrea cumva să fac un duet cu Vlad Miriță. Am spus atunci, la momentul acela, am spus, e singurul cu care aș cânta. Și te vezi cum... Compliment, am aflat. Da. Nu știu de ce tot timpul venea în minte Vlad. Normal, ca personalitate artistică, normal. Venea în minte, eu o să cânt cândva cu Vlad. Nu știu, simțeam așa că e un lucru care cumva se va întâmpla la un moment dat. Și nu ne-am întâlnit decât acum vreo 12 ani, nu mai știu, biserică, pe trepte acolo, da, mai da, știi? Da. Poate nu-s chiar 12, sau sunt deja, nu știu. Mai mult, nu mai știu, 15 chiar, că eu eram în... Cred. Da? Îl aveam pe primul copil, pe Serafim, atunci, când ne-am întâlnit. Și i-am spus, Vlad, eu nu cred că mă mai reapuc vreodată, dar tu continuă, că tu faci foarte bine ceea ce faci, muzica ta e de o altă factură, merită să cânți, eu nu știu ce am să fac, dar poate ne vom... Probabil o să mai fac 4 copii și după aia, da? După aceea, dacă ar fi, să mă mai apuc. Da, eu acum realizez, după timpul ăsta, că ar fi fost o mare pierdere la Luca să se oprească pentru noi toți, pentru că are o voce cu totul și cu totul deosebită.
nu e meritul ei, al lui Dumnezeu, da, l-a dat, dar meritul este că s-a întors și că n-a lăsat acest dar să se piardă și e foarte bine. Chiar noi avem un duet de câteva luni, l-am înregistrat și mă aduc aminte la studio când am mers să înregistrăm. Am tras eu, a tras după aceea ea partea ei și nu știu cum a zis băiatul de la studio, zice, da, e foarte bine, zice, și într-adevăr suna foarte bine. Și ea zice, nu, că sunt și eu foarte obosită, ea săraca când vine în București, vine de la Tulcea, că așa a și cu copii, are un program destul de... Nopțile pentru mamele cu mulți copii sunt mai scurte și întrerupte. Și mai scurt era foarte obosită. Și noi toți ne-am dat să... Cum adică? Ce pe am dormit 3 ore, zice, am venit pe drum, nu știu ce. Mamă, frate, și dacă tu așa când ți-o obosită, nu știu cum când ți-o odihnită, că era totul foarte bine și... Da, e perfecționistă, deci, cunoaștem, da. Sigur că toți suntem și mereu ni se pare că trebuie mai bine și și bine să fie așa, dar când dar ai să un... Să nu exagerăm, nu? Am ceva de spus, mi se pare o nedreptate când se afirmă că, zice, domne, pentru performanță, când ai performanță, 10% talent, 90% efort. Eu nu sunt de acord cu treaba asta. Nu e adevărat. Thomas Edison. Nu e adevărat. Da, el a spus, da. N-a avut dreptate. Deci am văzut, nu știu care e procentul, dar ăsta nu este clar. Da. Cel puțin jumate, dacă nu invers. Mai el spune 99% și 1%, practic. Mamă, nu 90. Deci și mai extrem. Da, deci 1% mai talent și, într-adevăr, cu multă muncă se progresează foarte mult. Dar dacă nu este talentul și nu este darul de la Dumnezeu, nu se ajunge la un nivel foarte înalt. Se ajunge la un nivel decent, dar nu se poate face excelență fără talentul pe care ți-l dă Dumnezeu. Și am cunoscut oameni care au foarte mare succes, au avut și sau au în continuare cariere mari, importante, câte unul să mai îmbată cu chestia asta. Îi se pare că muncește mult, că e de fapt 1% talent, 99% muncă, știi? Nu e așa. Nu e așa, păi sunt oameni care, uite cum e ea. Că de aici am plecat. Adică ea nu doarme de 3 ore într-o noapte, vine de la Tulcea până la București, intră în studio și cântă impecabil. Da. Păi cum explici asta? Care muncă? Care? Ea n-a putut munci sau n-a putut repeta suficient sau n-a putut să se odihnească pentru că asta are 5 copii și și-a asumat lucrul ăsta. Dar talentul compensează lipsa de timp neapărat pentru odihnă sau poate pentru studiu suficient sau... Și atunci... Nu poți să spui că este 99% muncă și 1% talent, sub nicio formă. Deci talentul, darul de la Dumnezeu, de multe ori este atât de generos încât acoperă și oboseală și toate aceste neajunsuri care se întâmplă, sigur, în viață. Când o relație de muncă izvorăște dintr-o prietenie sau invers, proiectele au o forță mai mare, nu-i așa? Da. Sigur. E important ca în orice colaborare să existe o apreciere, un respect, o considerație, pentru că altfel nu are combustibil colaborarea, relația respectivă. Da, ne-am sudat foarte bine încă de la primele concerte. Tocmai că știam că gândim cam la fel, avem cam aceleași principii, aceleași valori. Și am simțit imediat o conexiune pe scenă. Da. E important. Deși, practic, mai mult nu ne văzusem prea, de prea multe ori față în față. Dar ne-am cunoscut altfel, cumva. Când ai, să zicem, când ai aceleași valori, etapele se ard mai repede și parcă te cunoști de viață. Și da. Subiectele sunt cumva rodate, știute. Și, na. Noi o apreciem și eu și Maria, soția mea, o apreciem foarte mult pentru că a avut acest curaj și pe ea și pe soțul ei a avut acest curaj și această, să spun, disponibilitate pentru jertfă, pentru că e o jertfă să crești 5 copii și în ziua de azi când trebuie să și umbli, să și rezolvi și... Cum mențineți și dezvoltați o bună relație? Nu am avut nicio divergență, niciun punct unde să nu ne înțelegem. Ce-i drept că nu ne întâlnim foarte des. Probabil că dacă
ei ar fi stat mai aproape, poate ar fi fost altă dinamică, să zicem, a colaborării noastre. Dar, bine, venind și după perioada pandemiei, când în zona artistică nu a fost prea multă mișcare, din păcate, și atunci am avut mai puține, să zicem, prilejuri să ne întâlnim și să cântăm împreună decât ne-am fi dorit. Dar sperăm că de acum încolo să ne întâlnim mai des, să fie ocazii, să ne întâlnim mai des și nu cred că o să avem vreodată divergențe. Nu văd cum. Nu. Și chiar dacă ar fi să fie, există comunicare, da, rezolvăm repede micile probleme. Ați vrea să vă încercați puterile pe post de Andrea Bocelli și Celine Dion? Acum, aici? Da, cum să nu? De ce nu? De ce nu? Îi apreciem foarte mult. Eu l-am și întâlnit pe Andrea Bocelli în 2009 la Via Reggio, în Italia. Noi am avut un concert la Cortona, la Teatru Verdi, și el a avut concert la Via Reggio și am mers acolo. Era un concert de beneficență, ceva, a fost un cutremur, mi se pare, mare în Italia, și au fost mulți artiști, au făcut un concert de fundraising. Și era Sting, era Zucchero, era Andrea Bocelli și mai erau și alții, și l-am cunoscut atunci și mi s-a părut foarte simpatic. Adică eu credeam, faptul că are acest handicap, că e orb, nu vede, îmi crezi că este un om un pic mai introvertit, poate un pic mai fragil, poate sufletește, m-am gândit. Nu, era foarte exuberant, nicio problemă, și chema soția că el a stat de vorbă cu noi vreo 10 minute și după aia trebuia să plece. Și zice, unde e, cum o chema, nu mai știu, pe soția lui, zice, Marta, sau cum o chema pe ea, vină să mă iei, că nu-mi văd pe unde mă duc, să nu mă împiedic. Și râdea, a venit femeia, l-a luat. Da, deci era foarte natural așa cu problema lui și a fost chiar o lecție întâlnirea cu el. S-a părut foarte așa emoționant să vezi un om cu așa o problemă care o tratează ca pe ceva normal. Deci, cu mare drag vă vom face acest dar împreună. Ce ne cântați din repertoriul tău? The Prayer. The Prayer. E o melodie la care țin foarte mult și dacă tot nu am ocazia nici măcar să-l văd pe Andrea Bocelli, dar apoi să mai cânt cu el, am să cânt cu... Să mulțumesc deși cu mine. Da, nu, cu Bocelli de România. Nici da. Cu tine nu e rușine. Nu, cu Bocelli de România, adică. Da. Da. Așa mi s-a spus în 2002 da. La festivalul Mamaia, așa și mers, au mers atunci articolele din ziare, că cineva din public, era chiar un amic de-al meu, Caise, îi spuneam lui, era balerin. Era în corpul de dans al festivalului și noi ne știam, am văzut pe la repetiții, ne-am împrietenit. Și la festival, când chiar a ascultat prestația mea, a strigat din public, bravo Bocelli! Și pac, toată presa, Bocelli din România. Da. Acum rămâne să vedem dacă semăn eu cu Celine Dion, măcar un strop acolo, știi? O să vadă de spectatorii asemănarea izbitoare în glas. Da. Da. Oricum, e cea care m-a influențat cel mai mult. M-a influențat cel mai mult tehnica vocală, Celine Dion, clar, de departe. Îndrăznesc să spun că are o voce mai bună decât Celine Dion. Ce mai puternică și mai bună. Da. Și iar vreau să subliniez un lucru foarte interesant, zic eu. N-ar trebui să avem complexe de inferioritate față de mari artiști ai lumii. Nu spun ca un exces de mândrie sau sub nicio formă, dar trebuie să înțelegem că darurile sunt la fel, adică o voce foarte bună din România, pot să spun Raluca sau pot să spun Nico sau pot să spun Monica Angel sau pot să spun Andra Paula Selling. Dacă s-ar fi născut în Statele Unite, n-ar fi avut nicio problemă să ajungă la cel mai înalt nivel, așa cum vedem noi de aici. Deci nivelul este asemănător, este similar, contextul este diferit. Compozitorii care se ocupă de... Compozitorii și toată industria care stă în spatele artiștilor din America. Suntem ochi și urechi. Thank you.
and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your light, nel cuore resterà, and hold it in our hearts, a ricordarci che stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. Let this be our prayer. Quanta fede c'è. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di transmiteți forță alături de gingășie, delicatețe. Mulțumim pentru acest moment sublim. Mulțumim și noi foarte mult. Care este menirea voastră pe acest pământ? Este o întrebare. E una pe care o simți în raport cu muzica, simți că trebuie să o dăruiești, dar este și o menire pe care o descoperi și pe parcurs. Eu atunci când am renunțat la muzică, rămăsesem cumva suspendat, așa, mă simțeam că nu mai pot excela niciun alt domeniu decât în acela al muzicii. Și mi-a luat ceva ani să mă regăsesc, să-mi găsesc și alte calități, să văd că mai pot dărui și în alte, într-o altă zonă. De aceea copiii m-au împlinit foarte mult și mi-au descoperit multe alte laturi ale mele. Da, de care nici nu știam și m-au și întărit foarte mult. Cred că drumul pe care Raluca l-a parcurs este exact drumul firesc, normal.
Am mai avut în discuții cu colegi artiști. Există printre colegi această abordare că profesia trebuie să aibă întâietate și cumva trebuie să jertfești viața de familie, timpul personal pentru profesie. Uh-huh. Mi se pare o poziție extremă, pentru că și am văzut artiști și la finalul vieții, la finalul carierei și după aceea la finalul vieții, uh-huh, care au murit poate singuri sau au fost triști sau au rămas cu nostalgia momentelor de glorie care nu mai erau atunci, erau în trecut și se agățau. Adică trebuie un echilibru cumva. Și succesul te poate îmbăta și te poate chiar droga la un moment dat, adică devine ca un drog. Dacă nu-l mai ai, simți că intri în sevraj și în depresie, într-un final. Lipsa lui duce la, da, la depresie. Eu chiar am... Efectiv, copiii m-au ajutat să uit de drogul ăsta, să spun așa, așa cum ai spus tu, da. Dacă nu ar fi fost copiii să mă încarce așa de mult, nu știu dacă aș fi reușit să rămân fără muzică mai bine de 11 ani, cât am stat departe de scenă. Însă, bine, e părerea mea acum, sigur că fiecare se raportează cum dorește și cum simte, dar cred că e bine să existe un echilibru între viața de familie și profesie. Uh-huh. Pentru că dacă toată viața ta este în slujba profesiei, nu știu dacă... Sigur că sunt poate excepții, sunt oameni providențiali, oameni care punctează istoria, oameni politici poate care, nu știu, conduc destinele țărilor sau răstoarnă lumea sau nu prea o răstoarnă, nu știm. Dar dacă nu faci parte din aceste excepții, noi ca artiști cred că putem să îmbinăm totuși viața personală, viața de familie cu arta în general, cu muzica în mod special, că noi cu muzica ne ocupăm. Da. Și iată că se poate. Poate nu o să atingi, nu știu ce, succes răsunător ca atunci când ești aici are de fără alte responsabilități, da? Și obligații, dar cumva copiii îți vor spune cât anume trebuie să te implici, mm-hmm, în proiectele tale. Mm-hmm. Pentru că de multe ori ești tentat să te arunci în proiecte care să te înalțe cât mai sus, dar am avut de multe ori oferte care păreau foarte tentante, dar pentru că am avut copii, le-am refuzat și în timp mi-am dat seama că a fost mult mai bine așa pentru mine. Adică ei sunt barometru acolo, ei îți spun cât ai voie, mami, să... Nu că cât ai voie, cât îți este și ție de folos și celor din jurul tău. Da, ei sunt la cârma vieții tale și practic, da, ei dictează mersul lucrurilor. Atunci când alegi profesia exercitată în mod... De asta e vorba, nu? Excesiv. Da. Dacă e cumpătat, nu e o problemă. În detrimentul vieții familiale rezultă un fiasco. Și... Divorțuri, da, copii de la sigur, un... care pendulează de la un părinte la altul și nu e bine. Da. 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 De asta cumva eu sunt liniștită, că știu că dacă am reușit să ajung chiar și la interviul acesta, înseamnă că trebuia să ajung, pentru că lucrurile care... îmi sunt permise, pe care am putut să le fac paralel cu viața de familie, dacă am putut ajunge aici, înseamnă că e un lucru bun. Le-am putut îmbina. Atunci când nu reușesc să le îmbin, înseamnă că trebuie să mă mai gândesc, oare trebuie să merg în locul acela sau nu. Dacă bine, nu acum, se poate. Când o să-ți deschizi telefonul după emisiune, să vedem câte apeluri. Să-l întreb. Mami, cât mai stai acolo? Știu, dar totuși, uite că am ajuns. Da, cred că peste ani de zile copiii tăi vor fi foarte mândri cu mămica lor, care a primit așa un dar frumos pe care nu l-a lăsat în sertar. Așa este. Raluca, vrei să ne porți iarăși pe aripi de cânt? Da, am ales melodia Melodrama, pe care în concerte abia aștept să o cânt și alături de tine, Vlad. Și eu la fel. N-am apucat să... O cântăm până acum împreună, așa că am să vă cânt singură de data aceasta. Te rugăm să lăsăm muzica să vorbească. Thank you.
sognavo adesso. Sublin, Raluca! Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste momente. Aș vrea să vă întreb, ați cântat inițial amândoi The Prayer. Da. Ce rol ocupă rugăciunea în viața voastră? Wow! Asta, rugăciunea e un loc mai de taină în care te întâlnești tu cu Dumnezeu. Încerc așa și înainte de culcare să îi atrag pe cei mici la rugăciune. Nu reușesc tot timpul și nu-ți imagina că e o rugăciune în liniște, din aceea de plină. E o rugăciune în care unul se duce într-o parte, unul în cealaltă. Dar eu încerc să mă mențin într-un singur loc, să mă aibă ca model, atâta cât pot. Ne rugăm puțin, după care mai și cântăm în cor, așa se creează un mic cor la mine în cameră. După care, dacă mai pot și mai am putere, mai rămân și eu puțin în plus față de ei după ce ei adorm. Dar consider că rugăciunea nu trebuie să fie numai atunci când stai în fața icoanei, în genunchi sau... Trebuie cumva să ai mintea la Dumnezeu pe tot parcursul zilei, atât cât reușești să te conectezi cu El. Chiar și atunci când faci mâncare, când amesteci în mâncare, te gândești, Doamne, ajută-mă să fac asta, Doamne. Vlad? Da. Spunea părintele Arsenie Papacioc că dacă te rogi numai când te rogi, atunci nu te rogi. Da. Uh-huh. Și într-adevăr, exact cum a spus Raluca, important e, tot părintele Arsenie Papacioc spunea că el recomandă, în afară de pravila de rugăciune și așa canonul fiecăruia dacă l-are, care se face într-un anumit timp și într-un anumit loc, recomandă o stare de prezență continuă, adică în permanență să te raportezi la Dumnezeu în tot ce faci în fiecare moment. Și asta ar fi tendința și da, pentru mine. Să lii pe Dumnezeu cu tine acolo unde mergi. Să lii pe Dumnezeu unde te duci. Recomand asta pentru că e foarte greu în ziua de azi, fără Dumnezeu, foarte greu să mai stai în picioare, metaforic vorbind.
suntem foarte distrași și foarte ispitiți din toate părțile și m-aș opri numai la fluxul ăsta informațional pe care îl parcurgem, vrei, nu vrei, pe telefon, ai intrat, ți-a apărut o notificare, ți-a te duce în altă parte, adică foarte greu te mai poți aduna cu telefonul și cu toată tehnologia care ne înconjoară și atunci, dacă nu tragi tu și nu tinzi să te rupi de aici și să pui timp în partea asta, altă, în relația cu Dumnezeu, te duci departe și te îndepărtezi. Chiar tot așa în Sfinții Părinți undeva am citit că în nivelul duhovnicesc, nivelul la care te afli tu pe scara virtuților sau raportarea ta la Dumnezeu, nu este că ai ajuns la un nivel și rămâi acolo. Dacă nu ești în efort, efectiv te duci în jos. Deci dacă nu crești, scazi, nu te menții. E ca și cum înnoți într-un râu. Deci el trebuie să înnoți contra curentului, dacă te-ai oprit, te duce la vale. Cam așa ești cu drumul ăsta în relația cu Dumnezeu și sperăm, ne dorim foarte mult să dăm din mâine acolo, să nu ne ducă râul la vale. Raluca, tu trăiești exclusiv din muzică și din elementele conexe pe care aceasta ți le pune la dispoziție. Iar tu, Vlad, ai aglutinat, ai îmbinat muzica cu zootehnia. Da. Cum vă descurcați? Ne descurcăm relativ bine deocamdată. Recunosc că nu a fost așa ușor cum am crezut eu. Adică, inițial, toată povestea asta cu ferma, despre care s-a mai și scris destul în ultimul timp, e destul de... un subiect e foarte interesant pentru presă, exotic, așa, un tenor care stă printre animale, ia să-l vedem noi cum pune el mâna și face el treaba acum. Și înțeleg asta cumva că e interesant așa asocierea. Pentru mine e firesc pentru că am copilărit la țară, așa cum ai spus și tu mai devreme, și am rămas cu nostalgia asta a copilăriei și a traiului în natură, între animale. Mi-a fost foarte drag așa modul ăsta de a trăi și l-am adoptat și în viața de adult. Noi avem la părinți teren suficient așa pentru o mică fermă și am făcut-o noi acum vreo 10-11 ani pentru nevoile noastre, pentru familie. Să mâncăm mai sănătos, ai mei la fel, trăiți la țară, au venit la oraș cum era pe vremuri și aveau și ei și doreau să facă ceva, să aibă... Deci ne-am luat terenul ăsta undeva la marginea orașului și inițial făceam de la bloc, mergeam acolo, mai până la urmă ei s-au mutat acolo cu totul. Și am zis, dacă tot v-ați mutat, hai să creștem și noi niște găinușe, niște un porc acolo, ceva. Și asta a fost începutul. După care, în timp, așa ei au ieșit la pensie, am tot dezvoltat, lucrurile au început să capete o oarecare dinamică. Prieteni de-ai mei auzeau că noi avem, mai mâncau, mai invitam pe la noi, vreau și eu. Ne-am trezit că de făcuse un fel de gașcă așa de clienți. Și atunci am zis, dacă tot ai mei stau acasă și sunt la pensie, foarte bine, uite, și fac un venit în plus. Până acum, în pandemie, când unul din prietenii mei, care era și în gașca asta de prieteni care cumpărau produse de la părinți, a vrut să dezvoltăm asta. M-a întrebat, el, antreprenor așa de meserie, să-i spun, a început să mă întrebe specific așa, câte furaje, câte vânzări, în cât timp crezi că ăștia cu tare. Și am accelerat un pic povestea asta și am transformat-o într-un business. Ei, în momentul în care a devenit un business, n-a mai fost așa poezia pe care eu o aveam acolo. A trebuit să intrăm în niște rigori, în niște timpi frumos, presiunea cash flow-ului să nu te dezechilibrezi. Deci o întreagă... Eu ca artist îmi place timpul să fie așa, o chestiune relativă. Nu e timpul niciodată de căpășenă când dă dirijorul din mână acolo. În rest, la noi timpul se dilată cum vrem noi. E, numai așa. Și pot să spun că după timpul ăsta de când avem ferma ca business, mă uit la antreprenori cu foarte mare respect și considerație. Deci cine e antreprenor și își face temele și treaba merge, ăla e un om foarte special. A creat un sistem care funcționează, dă salarii, stă și îngrijește de
sistemul ăla să meargă în continuare, este totuși cu totul o treabă aparte asta și de apreciat. Am și de animăluțele mele din copilărie. Avem și noi porci, găini, nutri, iepuri. Așa în copilărie și eu cu multe animăluțe. Așa că e minunat pentru copilul tău, da, că stă așa chiar natura. Pasiunea mea, sigur, vine din copilărie, dar mi-a reactivat-o și mi-a potențat-o un american, un fermier american extraordinar, Joel Salatin îl cheamă, vă recomand să-l căutați și să-l urmăriți. Și el, în afară de animale și de tot ce povestește, are și o prezentare așa, se pricepe la copii foarte bine, apropo de ce cera Luca, și are un prezentare așa numită Free Range Kids. Adică free range animals, că animale să stea afară, să se bucure în mod natural de ce au el, dar și free range kids, să nu stea toată ziua în casă pe așa, să-i lasă umble, da. Vrei să ne mai înalți sufletele printr-o cântare? Cu mare drag. O să fie un cântec foarte romantic, un cântec din repertoriu italian, se numește Non ti scordar di me. Este una dintre canțonetele recunoscute din repertoriu italian și foarte, foarte romantică. Te ascultăm? A încheiat apoteotic. Acum
din nefericire timpul a expirat. Da, timpul. Atât pentru astăzi. Vă așteptăm și cu alte ocazii și vă mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumim și noi. Mulțumim foarte mult, a fost o mare plăcere. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă reamintesc că ne puteți găsi pe rețelele de socializare, pagina de Facebook A7TV, pagina Laura Manciu, pe site-ul a7tv.ro, unde aveți informații utile, recente și nealterate. Ne găsiți și pe YouTube, TikTok, Instagram, A7TV. Toate cele bune! Soniam un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.